Șerpii veninoși atacă doar atunci când sunt surprinși sau atacați. Dacă observați un șarpe de la distanță, ocoliți-l fără a-l provoca, iar dacă sunteți aproape, rămâneți pe loc pentru ca aceștia să se retragă. În caz că vă doriți o experiență de neuitat și vreți să vă petreceți timpul pe trasee montane, vă rugăm să vă echipați corespunzător. Semnele mușcăturii de vipere, durere acută, umflarea zonei afectate de o înțepături mici la distanță de circa un centimetru una de cealaltă, dar și semiconștiență. În general, viperele au o lungime de la 20 de centimetri, dar pot ajunge până la 2,5 metri. Toate speciile din cadrul familiei sunt veninoase, veninul fiind produs de o glandă cu venin, otrava fiind injectată victimei prin doi dinți lungi situați pe maxilarul superior, fiind prevăzuți cu un canal. Geoparcul platoumei dinți se întinde pe o suprafață de 106.000 de hectare, dintre care o mare suprafață fiind reprezentate de calcare, fiind habitatul ideal pentru vipera cu corn. Traseele noastre turistice străbat și acest tip de habitat, drept urmare, pentru a evita accidentele soldate cu mușcături de vipere, trebuie să acordați o atenție sporită acestui lucru. În cazul unui astfel de accident, trebuie respectate câteva reguli simple, sunați la 112, izolați termic victima, așezați victima în așa fel încât mușcătura să fie sub nivelul inimii, încercați să imobilizați pe cât posibil victima. Pentru parcurgerea traseelor turistice, vă rugăm să aveți un echipament adecvat, pantaloni lungi, bocanci. Dacă se respectă aceste reguli, riscul de accident fiind minim. Unele măsuri de prim ajutor sunt acestea. În primul rând, nu faceți mișcări și nu vă agitați. Sunați la 112 și așteptați salvatorii, izolați termic victima dacă are frisoane. Așezați-o în așa fel încât să mențineți mușcătura sub nivelul inimii. Hidratați-vă doar cu apă. Nu se suge veninul cu gura. Nu se arde zona și nu mâncați sau nu consumați alcool.